Autoritățile sălășene responsabile cu protecția consumatorilor și siguranța alimentară atrag atenția sălășenilor să se ferească de comercianții ambulanți și de produsele care nu prezintă elemente de siguranță. Cele mai periculoase sunt produsele vândute la colț de stradă, pentru că nimeni nu poate confirma dacă sunt sau nu sigure pentru sănătatea consumatorilor. Consumatorii să fie atenți ca atunci când cumpără carne de miel să existe ștampila cu proveniența acestei cărni și care atestă și faptul că a fost controlat sanitar veterinar. Ouăle se pot comercializa în piețe agroalimentare. Acestea trebuie să provină din unități autorizate, respectiv ferme, sau din exploatații comerciale de tip A, sau de la producători individuali care sunt înregistrați sanitar veterinar, conform ordinul 111/2008. Mare atenție la comercializarea ouălor. Ele trebuie să fie ținute și păstrate în cofrage pentru a nu se deteriora. Trebuie să nu fie expuse la razele solare. Ouăle nu trebuie să fie cu coaja crăpată, lovită sau să fie murdare cu dejecții. De asemenea, tot în această perioadă se pot comercializa și ouă care provin din centre de colectare și ambalare a ouălor. Deci sunt ferme mici care duc cantitatea de producție de ouă în aceste centre, iar centrele le ambalează în mod corespunzător la caserole, la cofrage și le pot comercializa. Iar aceste ouă, mare atenție, trebuie să fie etichetate, ștampilate corespunzător, să fie atent la data producției și data în care aceste ouă expiră. Potrivit medicilor veterinari, alimentele trebuie cumpărate numai din locuri autorizate.